Peste țara noastră a pătruns din nou o masă de aer foarte rece, ce determină o perioadă deosebit de rece, geroasă în special noaptea și dimineața. Acest aer rece se instalează peste mare parte din țară, motiv pentru care temperaturile maxime vor fi de la minus 14 grade în Transilvania până spre minus 2 grade în zona Olteniei, iar mâine dimineață în foarte multe localități din țară va fi mult mai rece. Potrivit meteorologilor, cea mai scăzută temperatură din țară înregistrată astăzi dimineață în jurul orelor 7 a fost de minus 28,8 grade Celsius. Temperatura respectivă a fost consemnată la întorsura Buzăului în județul Covasna. Meteorologii susțin că urmează o noapte la fel de geroasă. Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie, Gabriela Băncilă, a anunțat că în anumite localități, în special din zona Transilvaniei, pentru ziua de joi, sunt prognozate temperaturi minime de minus 30 de grade la orele dimineții. În concluzie, vom avea o dimineață de joi comparabilă cu dimineața din 1 ianuarie. Vestea bună este că spre sfârșitul săptămânii vremea se va încălzi, însă vor apărea din nou depunerile de polei.